practic, la vârsta de 13 ani, când aveam tatăl meu s-a pocăit, când am fost de dată pocăit. Și mi-am adus aminte că a venit acasă și era tare bucuros, deja, de ce s-a pocăit, minim din Ardeni. El a fost vindecat de cancer, a avut, pur și simplu, a avut gaură în lămân, o gaură de 50 bani. A avut un prieten care a copilărit cu el, aceeași vârstă, a făcut armata, a făcut școala, că a fost prieten, a făcut aceeași băutură, a mâncat aceeași mâncare, s-a îmbolnăvit în același timp de aceeași boală și a ajuns să a murit în același spital. Știu că tatăl meu atunci era foarte negăștit, aveam vreo 2 ani de zile și el stătea numai în spital, numai în spital, nu stătea acasă până îi putea doar în spital. Au venit atunci niște frați în spital și l-au chemat pe tatăl nostru, tatăl meu, la o evangelizare. Tatăl meu l-a chemat și prietenul. Bineînțeles că prietenul lui nu era de acord cu pocăințe și nu l-a acceptat. Nu a acceptat invitația. Tatăl meu, când a intrat atunci în biserică, l-a dus doi. Unul din stânga, unul în dreapta. Mergea doi pași să prea în avea aia. Vă imaginați ce înseamnă să aveți gaură în plămân, să trageți aer și să nu aveți suficient aer ca să puteți înainta. O intrat cu două persoane alături de el în biserică. Când a ieșit, de slava Domnului, zic, a ieșit singur. Atunci, la rugăciunii, o simțit cum Dumnezeu l-a prins de inimă, a zis că simțea un foc cum i-ar dea inima în piept. Și atunci tatăl meu a fost vindecat. Slavă Domnului! La vârsta de 13 ani, când aveam el s-a botezat. Îmi plăcea la biserică. Am mers mult la biserică. La 14-15 ani deja mergeam în misiune, cântam acordeonul. La vârsta de 17 ani a venit acea mentalitate de adolescent că parcă mi-e frumos în lume. Mama mea e nepocăită și vă dați seama. Și cum tot credeam așa că parcă mi-e frumos în lume, până la urmă am ales calea aceasta, dar tare greu. M-am luptat foarte mult să mă predau în brațul Domnului. Până la vârsta de 18 ani, eu am avut o luptă în continuu, să mă predau, să nu mă predau. Când se făceau chemări, eu vreau să mă scol în picioare, nu puteam, cineva mă ținea legat. Și în memoria mea mi-aduc aminte așa, că tatăl nu s-a pocăit, mă pocăiesc și eu, dar auzesc sunt de Duhul Sfânt atunci. Și am zis că Duhul Sfânt, știam așa, că un om fără de Duhul Sfânt n-are cum să fie mântuit. Și am zis că eu mă pocăiesc, dar eu nu sunt așa de bun, sunt foarte păcătos și am zis că, cu siguranță, mă voi primi Duhul Sfânt. Eu mă uitam la vecinul meu care-i pocăit, la frații din biserică care vedeam că erau oameni cu adevărat pocăiți care trebuia pocăiți așa, a zis că nu-s ca ei. Eu nu voi primi niciodată Duhul Sfânt, așa era în inima mea. Și-au trecut ani. Și în urmă cu aproximativ 3 ani, eram în Germania și am auzit că se face sterilință. Am fost la acea sterilință, la prima rugăciune din odora Domnului și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Slăviți și binecuvântat să fie Domnului. Iar atunci, Dumnezeu mi-a dat un dar. Am avut atunci pentru prima oară două vedenii care am vorbit și fraților. Și au zis frații că încă dinainte, cu nu știu cât timp, a fost lucrare că cineva va fi botezat acolo și va primi și un dar. Și când am auzit, m-am bucurat foarte mult. Am ajuns să pastorez după ce am terminat lucrul în Germania și într-o seară am primit o cântare. De atunci am scris multe cântări. Am, cred că vreo 60, dacă nu mai primi cântări și poezii. Și în seara aceasta aș vrea să cânt această cântare care titlul se cheamă Emanuel. Orice nume minunat. Emanuel, nume sfânt de împărat. Emanuel, ce te-ai face fără El? Întrebarea asta aș vrea să vă pun eu dumneavoastră. Ce v-ați face fără Dumnezeu? Ce v-ați face fără Emanuel? El este bun, milos și blând. Așa Emanuel.